Deci uitați-vă ce am pățit cu cartofii noștri. Am concluzionat că totuși am avut o recoltă bunicică, adică 10 saci de cartofi de pe... Câte ari sunt acolo? Vă? Două, trei ari? Două ari de teren. Așa, 200 de metri pătrați. Poate nici atâta. Și la... De cât timp am cules? 3 săptămâni. Cam așa, de 3 săptămâni am cules. Uite-te tu cum ne stau cartofii noștri. I-am băgat în beci. E uscat în beci. În beci uscat, nu este umezală. Și cât? Poate că jumate din 50% din cartofi au putrezit, așa-i? Dacă nu mai mult? Nu. Nu. 50% din cartofi. Și noi am ales. Deci am pus așa pe... pe alese. Și uite-te tu cum se vede pe-n sac. Și acum mai alegem din nou. O să-i lăsăm aici pe terasă la aer să se aerisească. Și om vedea cât ori mai rezista până la primăvară. Păi o stat în fața garajului, dar poate că din cauza aia că i-am strâns cam la repezală, că venea ploaia. Da, și ce are? Era uscat, era... Nu știu ce soiu e, dar e slab soiu, cred că. Nu li s-o stricat. Spuneți-ne și nouă dacă vi s-o stricat cartofii sau dacă ați lucrat degeaba pe 50% din recoltă, cum am făcut noi. Na, uite-te tu. Și ne-am bucurat că fom mari și mândri, faini. Nici nu mai e chef să faci nimica după ce îi vezi așa bor și stăți. Poate a fost ceva în pământ, ceva... Bacterie? Ceva dăunător din ăsta. Ceva gongă, uite-te că sunt o grămadă de viermi. Păi viermi apar din ei, da. La cei care putrezesc. Da, dar ceva și-o depus acolo și... Nu știu. Nu știu ce să zic. N-am mai văzut așa ceva. Da, să-i punem acolo următorul sac, să-l dăm acolo pe scări și dăm cu apă pe ei. Că mor cum ei sus. Și apoi îi dăm din coace. Și să le spălăm aici și curge apa în jos. Hai. Nicole și păstea. Nu, uite-te tu. Cred că cel puțin 3 saci, 4 de cartofi, gata. Da, pe că mai este dublu cât ea ci în beci. Nu. Și ce facem cu ei? Că ăștia nu sunt cartofi. De o lună de zile. După ce îi speli, nu mai stau, nici atâta. Dar pe eu am lăsat să uște. Mă, ce îi lăsăm? Nu mai băgăm în nimic. Până, nu, pe până în noiembrie ce vine în gheț, îi gătăm de mâncat. Nu s-ai. O mânca numai cartofi. Nu s-ai. Dăm și la lupa cartofi. Nu s-ai. Lupa. Ei, ceapa ta. Chiar că din cauza ta. Bătea și cartofi. Nu, uite-te tu. Păi când ne-am gândit că o mai avea ce mânca atâta iarna asta. Că-ți cumpăra. Mai face și altceva. Spuneți-ne dacă ați avut recoltă de cartofi și puteți să ne dați și nouă sfaturi cum să facem să-i păstrăm mai bine, voi în ce condiții păstrați, ne-a ajutat tare bine. Că e primul an în care avem o oarecare recoltă și uite-te că n-avem hazne de ei. Așa că așteptăm comentariile voastre. Ne-am făcut podălaș în beci, ne-am pus pompa de scândură. Oare să nu fi trasă ceva de la scândura aceea, că erau scândură reche. Daniel, ăștia au început să se strige de când au fost în garaj. Oare? Nu, bine. Ăsta nu se ia de sămânță. Să ia de sămânță, da. Se mai golesc? Nu aci, du-te încolo cu ei. Că numai pe la fundul da. Sacului am văzut. Păi de aici este întinață, că eu îl cunosc pe meseriașul care a turnat betonul ăsta. Dar aia nu-i spălăm. Nu? Nici vorbă. Nu-s uscat, îți bine. Și ai numai lași la uscat? Da, îi lăsăm aici. Și mai sortezi ciofoară în ei? Exact. Ai, bine, soacra asta, ce bine se ducea.
Cum zice cineva să nu-ți mai zic soacră, să zic mamă soacră. No, ciuciu. Nu, nici chiar așa. Am eu, mama mea. N-am nevoie. Mi-ajunge una. Pot să zic și... Angie. Prietina. Iubita mea, mamă, soacră, poți să zici. Da, sigur, pot. Așa pute. Să fii fostă? Tu da, păi, ăia la alții, de ce pun cartofi în saci din ăștia tu de... de plasă? Nu știu, eu cred că... ceva expert s-a găsit și ne-a zice care-i treaba. Să ne dea un diagnostic. Uite tu ce cartofi fain. Foarte fain. Păi jumate putred. Și partea asta e bun. Dar nu mai pot să-l țin, că eu practic țin numai cu glezne. Cu încheieturile de la mână țin. Stai, telefonul. Nu mai pot. Nu-i ca pe aia telefonul. Bă, tot încheiere. No, încheiere. No, uite-te tu ce cartofi fain. Cine i-a cumpărat ăștia? Mă, i-ați cumpărat? Nu, i-am cumpărat. Remarcabil. La Remarcabil? Nu, cred că să vând cartofi la Remarcabil. Da, nu. Dar cine mă cunoaște de la Remarcabil? Că am încercat să mă târguiesc acolo, să-mi reducă un pic de prețul la păpuci și nu vreau să-mi reducă. Serio? Da. Nu. Mai nimeni la reducere. N-am umblat așa des ca tine, a? Da. Nu, uite-te tu. E bună și terasa asta de ceva. E bună, de spălat ca tot. Un chigi o făceai mai lungă, ia șenii, să nu se macine scările de la îngheț. E vedea tu că ți-l prelungi eu. Da, da. Da, da. Îi mai strângi un pic de bani și ți-i prelungi eu. Este o muscă predominant care se tămișcă pe aici. Pe mai mulți cartofi am văzut și... Vezi asta? O larvă de ceva? Da, vierge, da. Oare nu-ți vierge mătase să îi mulgem, să scoatem mătasa din ei? E banii aceia cât scoate mătasă din ei, poate ne luăm alți cartofi. L-ai văzut? Pe cine? Pe Mateo. L-am văzut, dar dacă vă jucați vața scunselea, trebuie să mergi să cauți. Unde? Curăță-te la ochi. Unde? Pe cealaltă parte. Acolo încolo mă duce, caută, că e mare curtea asta. No, uite tu. Socra. Stă cu... mâinile în jeb. Dar de ce îi împingi încolo? Că stau în baltă. Lasă că îi muta apoi după ce speli partea de jos, Angie. Da. Ia, pleacă-te și tu și uite-te. Eu nu mă pot apleca, că am cionte în burtă. De ce fac eu cionte în burtă? Nu știu. Nu știu. Nu. Doamne, că e gravid. Nu cred. Da. Am un... gravid nu cred că-s, dar ai... Să poate să fie posibil, că așa mă auzut de la guvernanță, nu știu, că și bărbați ar putea să nască. Da. Nu știu în ce modalitate, dar nu. Vă iați de mâncat? De mâncat am prezut în casă. Da? Nu-i frige în prima dată, că nu-i așteptare, parcă nu-i aș mânca așa cruz. Andi, știi ce mă gândesc? Dacă tot am eu așa o sacră de iubită, mă gândesc cartofii ăștia care ni sunt plus să-i dăm ei. Ia că și tușesc cam de la cât am râs. De ce? E bun că ești. Du-te că nici nu s-aude pe cameră ce zici acolo. Da, nu mai trimite când s-o muri în ora, mă, Daniel. Când o muri în ora, mai trimite. Așa. Eu nu cred în de ochi și din în de-a este. Bă, de rău, ia. Nu cum îți arată cartofii. Domnul! Astea-s povești vânătorești pentru cei care
Stă și ce păzace să nu-i să rupă betonul aici la terasă. Ține stâlpul. Eu zic că îi las așa să se zvânte acolo și pe de sară îi mutăm aici din cauce pe beton. Să nu pice roua pe ei. Da, păi să uscă ei până dimineața. Eu cred că de la pământul ce l-a ciofă pe ei. Da, sigur. Doamne, nu ne vorbi. Nu. Păi trebuie să mai fac și eu câte o gafă să se știe că sunt roșan. Da, s-ar putea să fie și soiul, că uite-te, nu-s nici roșii, nici galbeni. Eu n-am fost. Eu l-am zis. Ia unde-o fost, Mateo. Eu știu unde am mers. Unde? Am mers cu masă. Cu terasă. Cu terasă și cu paie. Băieți, să vă faceți zone de ascuns. Adică nu, dacă vă jucați și cu pizza aici, atâta aveți voie să vă ascundeți. Până la nucul ăla. Până la cușca lui Mara. Până la cușca lui Mara, pe nu mereți acolo. Sau pe tu ai văzut în altă zonă de pipici și vă ascundeți acolo, știi? Da. Nici de aceea, că Victor, Victor vă caută pe aici și voi mereți acolo la fântână. Nu vă mutați. Sofia, du-te ia-ți o vestă pe tine. Nu vă mutați locul de pipici. Da, știu ce ai. Tușești pentru că ești răcită. Nu, prima dată vă îmbrăcați și apoi mai continuați jocul. Ioi, ce putere de convingere ai are mamă ta, uite tu. Îți caut tu pe acolo. Eu zic că asta ce să scurge așa punctele astea albe, lasă-le că numai bine n-a alunecat mamă ta pe scări în jos. Când a coborât, la iarnă. Oare nu așa să fac fulgi de cartofi? Te-am lăsat să-ți pui cartofi ăștia la mine pe terasă. Da. Și mi-ai împuțut aici. Dar nu de la cartofi, puche. Nu. De la barba ta. Barba mea nu puche.